Pe fondul tensiunilor tot mai crescute în Orientul Mijlociu, Statele Unite au decis să trimită trupe suplimentare în regiune. Asta în condițiile în care în zonă se află deja circa 40.000 de soldați americani. Turcia a transmis că aceste atacuri vor arunca Orientul Mijlociu într-un haos adânc. Discutăm despre această situație critică cu jurnalistul Tudor Curtifan, redactor șef Defense România. Bună seara, mulțumesc pentru această intervenție. Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație, domnul Vladescu. Așadar, vedem ce se întâmplă acum în Orientul Mijlociu, cât de tensionată este situația. Aceste avertizmente venite din partea armatei israeliene acuză chiar autoritățile din Liban, inclusiv un război psihologic, spun că au fost forțați mii de libanezi să părăsească până la urmă Libanul, să părăsească capitala, mai ales o zonă importantă care a fost lovită. Cum se văd toate aceste noi evoluții în cadrul acestui război? Păi ar trebui să vedem evoluțiile actuale și din perspectiva celor peste 250.000, aproape 300.000 de cetățeni civili israelieni care trăiesc în nordul Israelului la granița cu Libanul și care de ani de zile, cu precădere acum după ce acțiunile în Gaza s-au intensificat, trăiesc sub teroarea și sub focul rachetelor Hezbollah. Pentru că aici e foarte important de făcut o distinție majoră. Hezbollah nu e Hamas. Sunt două grupări diferite. Iar Hezbollah, care e subordonat în totalitate Iranului, dispune de un armament sau de un arsenal uriaș, de forțe militare uriașe, scălite inclusiv în război în Siria, care de multe ori depășesc, și nu e nicio exagerare, depășesc cu armate convenționale ale Europei. Deci situația în care ne aflăm în momentul actual e că Israelul are în față probabil cea mai puternică grupare teroristă din lume în momentul actual. Cam aceasta e situația, iar Hezbollah, chiar nu mai departe decât acum o săptămână, a lansat un atac masiv asupra Israelului, lovește intenționat zonele civile, inclusiv în Galileea a fost lovit un restaurant și o benzinărie. Deci situația e foarte greoaie. Eu cred că Israel în momentul de față a decis să taie toate capetele hidrei, cum se spune. Adică odată cu eliminarea Hamas din Gaza, se axează strict pe situația din nordul țării, și anume la granița de sud cu Libanul, unde situația e foarte dificilă și Hezbollah reprezintă o amenințare. Și la fel Hezbollah folosește civili ca scuturi umane, instituțiile, la fel ca Hamas le folosește ca scuturi, dar repet, e mult mai diferit, pentru că Hezbollah are o influență nu doar din partea Teheranului mai mare, ci și o capacitate militară mult mai mare. Și aici va fi interesat de urmărit cum vor juca Statele Unite, pentru că, din punct de vedere politic, după părerea mea, interesul Statelor Unite e ca acest război să nu escaladeze, iar fereastra de oportunitate pentru o încheiere a focului pare că s-a cam încheiat. Așadar, n-am putea să vedem un acord de pace prea curând acolo. Și atunci întrebarea se pune, care va fi finalul acestui război? Cât de mult va înainta până la urmă? Pentru că vorbeai, Tudor Curtifan, inclusiv despre interesul Statelor Unite ale Americii. Vedem, pe de altă parte, și Turcia, cea care a presat de multe ori Israelul să înceteze, inclusiv în fâșia Gaza, să se oprească din atacurile pe care le-a lansat acolo în ultimii ani, tocmai ca să câștige și Turcia, pentru că și Turcia, știm, este un aliat important pentru o parte dintre țările din Orientul Mijlociu. Și Turcia încearcă să joace rolul de hegemon în Orientul Mijlociu, dar nu trebuie uitat nicio clipă că președintele Recep Tayyip Erdogan și partidul pe care îl conduce sunt un produs al frăției musulmane, iar Hamas e doar o ramură palestiniană acestei grupări teroriste internaționale, frăția musulmană. Deci aici situația e mult, mult mai complexă. În ceea ce privește Statele Unite, da, din punct de vedere militar, Statele Unite și-au luat angajamentul să apere și să ofere Israelului dreptul de a se apăra, iar acest lucru nu se schimbă niciun centimetru, indiferent că vorbim de o administrație democrată sau o administrație republicană. Dar un mare amendament pe fondul alegerilor din Statele Unite, administrația democrată de astăzi are tot interesul să găsească o modalitate pentru a fi pace în Orientul Mijlociu. Din perspectiva alegerilor nu intrăm în detalii, pentru că în Statele Unite cunoaștem comunitățile foarte mari de musulmani, votează cu democrație și așa mai departe, iar o escaladare a războiului și un focar de un nou conflict în Liban
cu siguranță nu ajută politic Statele Unite. Aici eu cred că drumurile Israelului, actualei administrației Benjamin Netanyahu și administrației Trump, Biden, îmi cer scuze, se despart. Pentru că Netanyahu este la punctul în care el spune că în momentul actual Hezbollah trebuie eliminat, iar Statele Unite, pe de altă parte, cum precizam, încearcă să potolească într-un fel sau să găsească o modalitate pentru a înceta focul. Întrebarea mare e dacă se va găsi o modalitate pentru ca focul să înceteze și se va găsi o modalitate a unui armistițiu. Ea va putea fi implementată și pe viitor. Nu vom mai vedea o reescaladare, pentru că Hezbollah, de foarte mult timp, și asta nu o spun doar eu, există rapoarte ale serviciilor de informații israelene care arată că Hezbollah se pregătește de foarte mult timp de o invadare a nordului Israelului. Și atunci rămâne deschisă întrebarea care parte va avea câștig de cauză. Eu cred că Israelul va merge până la capăt. Și e foarte important de urmărit și reacția pe care o va avea Iranul. Pentru că, repet, Hezbollah e subordonat în totalitate Iranului și e practic brațul înarmat al Iranului în nordul Israelului. Mulțumesc pentru această intervenție, domnule Tudor Curtifan, redactor șef Defense România, despre viitorul războiului din Orientul Mijlociu. Iată ce se întâmplă acolo. A fost una dintre cele mai sângeroase zile, de fapt cea mai sângeroasă zi a conflictului dintre Israel și Hezbollah de la războiul din 2006. Sunt peste 300 de oameni care au fost uciși și peste 700 de persoane, peste 700 de persoane care au fost rănite, potrivit Ministerului Libanez al Sănătății. Acum, tot pe acest conflict, există și un avertisment. Armata israeliană îi avertizează pe cetățenii libanezi să se îndepărteze urgent de obiectivele Hezbollah situate în sudul Libanului. Purtătorul de cuvânt al IDF, Daniel Hagari, a avertizat că raidurile militare care vizează pozițiile Hezbollah vor continua în zilele următoare. We ask residents of Lebanese villages to pay attention to the message and warning published by the IDF and heed them. This is an advance warning for your own safety and the safety of your family. We advise civilians from Lebanese villages located in and next to buildings and areas used by Hezbollah for military purpose, such as those used to store weapons, to immediately move out of harm's way for their own safety. I want to repeat, move out of harm's way immediately. Hezbollah is endangering you and your family. Hagari a precizat că avertismentul vizează localități pe o distanță de până la 80 de kilometri la nord de granița israeliană și a acuzat Hezbollah că a transformat sudul Libanului într-un câmp de luptă. Tensiunile au crescut considerabil în ultimile zile și au dus la uciderea a 10 de persoane și rănirea altor mii în Liban și Siria. Totul pe fondul unei serii de explozii atribuite Israelului, care au vizat pagere și stații de emisie recepție ale membrilor Hezbollah. Israelul mai spune că loviturile împotriva țintelor teroriste vor continua, iar armata nu va înceta să lupte pentru apărarea cetățenilor israelieni. The IDF is operating and will continue to operate in defense of the citizens of Israel wherever required.